30 de persoane s-au autoevacuat dintr-un bloc din Lupeni după ce acoperișul imobilului a fost cuprins de flăcări în această dimineață. Pompierii hunedoreni au fost solicitați seara trecută să intervină la un alt incendiu produs în satul Bogănești din comuna Zam, acolo unde o șură și o bucătărie de vară din lemn au fost cuprinse de flăcări. Intervenția lor a fost mai dificilă în acest caz, întrucât în zonă nu existau surse de apă. În ambele cazuri, de vină pentru izbucnirea focului a fost un scurt circuit la instalația electrică. Pompierii secției Ilia au intervenit seara trecută pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Bogănești. Salvatorii au intervenit de urgență și au oprit propagarea flăcărilor la o casă aflată în apropiere. Din fericire, nu au fost victime, însă au ars șura și bucătăria de vară pe o suprafață de peste 150 de metri pătrați, ambele construite din lemn. Pentru că în zona de intervenție a pompierilor nu existau surse de apă, hidranți sau surse naturale de alimentare, la stingerea incendiului a mai fost solicitat un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Dobra cu o auto specială de stingere de capacitate mare. Totodată, în această dimineață, un alt incendiu a izbucnit, de data aceasta la acoperișul unui bloc cu 3 etaje din Lupeni. 30 de persoane au reușit să se autoevacueze din calea flăcărilor, neavând însă nevoie de îngrijiri medicale. În ambele cazuri, cauza producerii incendiilor a fost scurt circuit la instalația electrică a imobilelor.